În aceste clipe este un incendiu de amploare lângă capitală. Flăcările au cuprins clădirea unui servis auto, s-au extins de asemenea însă cu rapiditate și vedem imagini de ultimă oră filmate în urmă cu foarte puțin timp. Alături de noi este Delia Bulgaru, colega mea, cu mai multe informații. Bună ziua, Delia! Bun găsit, Berta, bun găsit tuturor. Este vorba despre un incendiu la un atelier auto în Bragadiru. Știm că este o intervenție în desfășurare. Nu avem date despre victime la acest moment, însă intervin deja pompierii cu 7 autospeciale de stingere cu apă și spumă și se pare că este afectată și vizibilitatea pe șoseaua Alexandrei, o arteră intens circulată din Bragadiru. De altfel, suntem și noi în acest moment chiar spre locul acestui incendiu și pe măsură ce vom afla mai multe detalii, vom reveni cu mai multe informații. Mulțumesc foarte mult, Delia!